Alu patroana de la asta, prietenul Olga s-a îmbrăcat de oraș, uite, vrea să ducă să culcă la Craiova. Uita spre tine, a fugit. Olga a fugit la Craiova, nu mai vrea să știu. Prietenul a văzut că a muncit, s-a săturat de muncă și îmi vorbește urât că la ce a venit la mine să mă păzească. Vrea să plec. Da, vrea să plec. Vă pun mozile și vrea să plec. Uite, Bogdan aici, lasă să treacă, nu sunt legată. Să ducă unde vrea, e majoră. Dar așa are ea, să stresează repede. Ia când îi vin nervii în cap, să stresează repede, nu ține mult. Nervii, pormă, să căiește ce faci. Asta e. N-ai ce să faci cu ei, trebuie la cercuri, colo și gata. Dar nu ia medicamentele, nu se țin de ele. Să luăm de la cercuri, nu se țin de medicamente, aia e treaba. Cine să mai țină ziua de astăzi de medicamente? Da. Multă lume așa. Mai uită, nu-i mai... Multă lume stresată, multă lume bolnavă, multă lume... Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am luat o razna, că îmi zic mie toți, copii și nepoți. Eu n-am luat o razna până acum. Că atâta că vorbesc tare, că le mustrez, că le fac, ca să facă și pe aia și pe aia. Eu așa sunt învățat. Da, nici nu fac, aia e treabă. Uite, Olga se supără. Când face ceva mai mult, se supără. Se supără, tu ai văzut, bă, de gândești cu ei, ai văzut. E bună, muncește, vrednică, face. Ei, când se supără, nu am mai scos. Uite, acum se supără și plecă. În două minute se îmbrăcă să plecă. Orică s-a învățat de la Craiova că ea își face mâncare acolo, gata. Da. O jumătate de oră, o oră și nu mai are treabă. Da. Da, cât aici? E muncă multă. E muncă multă. N-a răzbit aici a toți, dar vinde o oră și curățenie, și mâncare, și... Trebuie, nu spui, hai, păi, păi, dar să găsește de lucru. Te bine că mai vine papii, Marița ăștia pe la tine, mai te ajută. Da, da, da. Lasă, ca să fie vecină toată. Îmi fac și eu singură, e filmez singură. Dar ăștia nu știu să le pun clipurile. Eu m-am mulțumit că a venit Olga și tu că să pună și mie clipurile. Și m-am supărat pe ea astăzi că n-am reușit cu ea să pun un clip. A venit papii și Marița de bucea un clip. Și cum? Ăla nu l-am pus. Ți-a dat din cauza asta? Da, nu, e ceva la el. Da, mai bine. Eu ce filmai astăzi cu Leoș, cu Olga, n-am pus eu. Da, nu l-am pus. Las că le pui de sare sau da, mâine. Vine Leo acum și-l pune. Știe Leo. Imediat. Dar ce-a făcut Leo patroană? Unde e? Lasă de ei, era la dinți, nu știu ce-a făcut acolo. N-am mai întrebat. Acum îl așteptăm pe Leo să vedem cine a gătit mai bine pentru Leo. Ori Marița, ori... Ori Olga, el ia decizia finală în București. Stai când Olga i-a gătit și la București. Dar ce contează dacă i-a gătit la București? Câteva aici suntem în șatră. Aici e la șatră. Aici ea să gătește, cine gătește mai bine. Ăla rămâne. Nu știu, dar după cum am văzut, Leo acum s-a învățat să-și facă el. Mâncări. El de mult aceste leuri. El face toate modele. Face, face mâncare. Ciobiță de perișoare, sarmale, ardei un culte. El face toate astea. El vede cum ești pe leu cu mâncare. Dar lui e dreapta să facă mâncare. Și îi place să facă. Și Alin s-a mutat de face. Și Alin. A pus și ursul cu Georgiana să învață și el acolo, că e singur. Și face și ursul. Trebuie să învață. Dacă îi stăpân pe bucătăria lui, pe frizidierul lui, aș vrea să... Că aici am ieri stăpân pe frizier, cu ce l-am controlat eu odată să nu caută în frizier. Eu, din contră, luăm toate felurile de mâncare, să aibă ursul acolo și copiii. Da. Și el așa să simța el acum, să simță că e singur acolo pe el. Și face ce vrea, să facă ce vrea. Ce să fac? Eu nu pot să le țin legat pe inima. Cum e ursâta lor, așa face. Orice om face o sâta cu mâna lui. Vezi? Corect. Cu mâna lui. Dar că acum am zis tu că toți au rămas câte doi perechi. Ursul cu familia lui, cu Georgiana, Alin cu Tache, Leo la București. Numai cu patronul a rămas fără ajutor. Aia e. Da, să vă găsesc. Grundanii cu bani vă găsesc. Menajere de ea, cum găsești acum, spune eu. Băi, menajere ce spune? Cum spune eu, eu găsesc menajere cu bani, că am bani, dar n-am luat bani acum. O să de acum înainte să vorbesc cu cineva, îi dau bani înainte să fie menajera mea. Dar de mâine bine am auzit fata aia de ele la Marta. Da, Sonia, da, bine, aia.
E greu mai mă stăruia să fac curățenie, că-i vânt, e vreme urâtă și vine Sonia. Am baza în Sonia, că-mi face tot aici. Și bărbați s-au văzut că e baia? Și bărbați, e muncitor, am vorbit cu el, îi dau 25 de milioane să facă tot de pe aici, să văruie beciul, să văruie porțile, să oxască, să facă. Dar cu ce să fac? N-ai ce să faci, până nu dai bani, să faci, n-ai ce să faci. Ce rugăși, papi? Mă gândesc la purcelul ăla, cu Alin. Tu te gândești acum la purcel? Îl dă mie, papi, acum banii și tu ești asigurat de purcel. Pe unde ai văzut purcel? Ce mai dincolo? Unde ai văzut? Cu mașina și gata. Unde îmi dai o parte doar din bani, dacă nu ești sigur. Bogdane, unde ai văzut? Vine Alin și îți dăm. Are cineva? La Craiova. Cum? Mai ce? Cum vrei. 30, 50, 100, 200 de kg. Depinde de... cum vrei. La tâlg? Ți-l aduce omul purlit, cum vrei, tranșat sau vizor. Le tăiem noi, viile mele. Păi, vii. Vim, auzi-l ăsta. Vorbești și te duci cu Bogdan, dați armură și dați. Da? Ce să... Să vin Alin și facem unul la... Dar când vine Alin? Știi când vine? Nu știu. Cred că la noapte vine. Da? Da, atunci... Mâine, să nu se aduce în curcel. Dar și cu ce va? Dar nu mănâncă nimeni la curcel acum. Alin nu mănâncă cu dulci. Nu mănâncă. Alin ține post. A, așa că trebuie să vă duci și tu post, papi. Ai ce să faci. Papi, acum aia mânca. Am îngheamat astăzi. Păi și mai mănânci și mâine. Nu, aia nu-i de dulci. Nu-i de dulci o varză. Nu-i carne. Păi ce carne e? Ai pus carne varză? Că nu-i nu. Păi și cum? Așa vrea visează el să mănâncă cu carne. Așa visează el acum. Sunt niște jumeie. Ideea. Nu e, nu. Mi-a varză cu jumeie. Ce bă, Nadie, ți-ai plecat de Craiova, te-ai îmbrăcat? Hai? Da, i-a venit. Tu ai învățat, stai pe TikTok, ca Olga. Toată ziua pe telefon. Păi mi se pare că Olga a învățat după TikTok. Păi da, toată ziua. Da, zice, hai să facem TikTok. Dar el nu mă zice prietenea ta, Olga. A fugit în casă, nu știu, e supărată. De-a să pleacă. Ea e supărată tot timpul. Se certă cu noi, de azi dimineață. Ea e supărată tot timpul. Ce face aici, ce face? Vrea să facă bani, să se ducă. Ea toată viața ei, Olga a vrut să facă miliarde de bani și nimic n-a făcut. De când este ea certată cu Tomi, sunt 2 ani, a stat în Italia, 3 ani în pușcăria aici, 5 ani. Până când a scăpat, nu știu câte de când a scăpat. Tu, voi, doi, trei ani. Și tot așa a zis, bani, bani, bani. Nu mai să face bani, așa cum vrea vorba. Să făcea de mult, vindeai marfă, vindeai una, vindeai alta. Acum dau să te ții să trăiești și să menții ce ai. Da, face tineretul, care sunt tineri, copiii, da. Așa fac. Europa nu mai se face nimic, nu mai în America, papi, nu. Canada, America. Canada, America, acolo. Și că s-a dat un mușelierul ăsta acum, să duce lumea. Păi, Bogdane, cine muncește aici, muncește aici. Ce e la patronă, ce e la... Cine face bani aici, face și acolo. Cine nu face aici, nu face nici acolo. Ascultă-mă, Cătă. S-a spus Cătă când a fugit lumina. S-a băgat la Mexic. A venit Mexic cu șoferul, că a mințit, dar sunt o filmă, să lucrez la mine. Cătă nebunul a crezut. Când se duce dimineața, să se scrie mașina în mic, să ia cu mașina. Să cadă jos, să cadă jos toți. Auziți? Aici e brechi. Cătă! Da. Auziți? Și în urmă s-a dus la Medona, a luat o șapă în cap. Când a fugit de la Medona de acolo, auzi că vine mic după ei. A rămas cu șapa în cap de la Medona și nu făcea nimic, uite așa. Tot așa, s-a mai dus odată la Germania, a făcut la capciuguri, a muncit și a muncit la diamant, luară ce luară, că s-a dus și oficiala după el. Și până n-a mai lucrat, a venit acasă. A dat faliment, s-a dat faliment. Uite-l că vine Leo. Poză-te, măriții, ia, uștii, papi, cu tăudă. A venit domnul Leo acasă. Gata, vede. Uite ce s-a cumpărat. Dar, mamă, ce faci? Uite ce s-a cumpărat și asta, după este
Da, bravo, hai. Ce bravo? Bravo, să fii. Păi, dar mai adus acasă. Da, să faci acolo. Te-ai mutat în față, nu ai mai de ja, 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 du-te ia Bogdane tu de la el ăla. Du-le în cameră. De să nu mănâncă pisica de acolo. Filmează, prietenii a cumpărat Leo pentru pietre. Hai, mergem și noi după el, patroană. Îl fac la asta acolo. Ha? Lasă, tine aici. Hai. Papi, ce zici? Aici, prieteni, uitați abonanță la Papi de la Streaia. Canalul meu l-ați uitat, nu mai veniți la mine pe canal. Nu, l-ați la mine pe canal, cu multe vloguri. Acum incendiare cu rețete. Wow, de Paște. Auziți, prieteni. Alături de Alin, de la Sreia, vine Alin și vă arătăm o rețetă bombă, cu mii, cu purcei, cu coadă de purcel. Coadă de purcel? Da. Avem foarte mult. Nu uitați de canalul Papi de la Sreia, abonați-vă la canalul meu, dragi prieteni. Și hai, al meu, prieteni. Hai, continuare. Da. Da. Ia întreabă, îmi filmează înăuntru, că filmează el acolo, să nu se ceartă el. Oprești. Continuare, prieteni, suntem cu patron aici. A venit domnul Leo acasă. Le-ai arătat acolo ce e camera. Unde e camera lui domnul Leo? Da. Mă duc acolo să-mi filmez. Hai să vedeți, prieteni, să vă arăt camera lui domnul Leo. Da, domnul Leo vrea să pună patul, să-l pună către geam și vrea să facă schimbarea aceea. Au mutat băieții azi dimineața, au pus și el nu era acasă. Vedeți, pe ce? Deci vrea patul ăsta să-l pună în mijloc acolo. Așa, și la mobila asta s-o pună în partea cealaltă. Da, vedeți, pe ce? Este foarte frumos. Chiar îmi place. Îmi place și baia lui și cabina aici. E foarte frumos. Da. Să mergem afară, să vedem ce se întâmplă pe acolo. Olga vrea să pleacă. Olga vrea să pleacă acasă. Ați fost cu mașina? Unde e papi? A lui? S-a dus singur? Mă duc să-mi filmez înăuntru. Mă duc la domnul Leo. Mă duc la Leo. Hai să filmăm, prieteni. Să vedem ce face Olga original aici. Ia să vedem. Vedem băieții. Mai dă jos mobila de sus. Ce mai faceți băieții acolo? Ce mai dă jos de acolo? Unde mai merge și cu aia? Să vedem ce face. Domnul Leo, ești pe vlogul lui patroana. Mă rog, din basură de patroana. Mă rog, de ca și ta la filmul. Deci patroana m-a trimisă. Ce zici, Marie? Păi de ce nu vine și ea, ca să filmeze ea dacă vlogul ei? A rămas, să se vadă și ea pe vlog. A rămas pe bancă aici și afară. Aici, cum eu. Și cum trimite eu să facă vlogul singur? Da, singur. Păi, sigur, pe Marisa e de că am fost și la ea afară. De cameramena ei e bucătărea. Ce zici, Olga, de ce vrei să pleci? M-am mâncat patroana, am muncit de nu mai pot, m-a distrus în două zile, am făcut ce n-am făcut ei în trei luni, în patru luni. Ascultă-mă. Am citit mesajele și de la fani. Știi ce au zis fani? Ce? Să te iei, să te duci și să nu te mai uiți înapoi. Așa fac. În Canada mă duc. De ce ai mai venit înapoi? Nu știu, în Canada mi-a părut. În Canada, dar știi ceva? Că în Canada te duci, dar o să vin fără Bogdan de acolo. De ce?
Că Bogdan îl pierzi și a femeie și a gagică. Rămâne acolo. Dar n-ai nicio putere, ce se mai face? Așa se întâmplă lucrurile. Vine Cristi cu mine. Oh, da. Fără Cristi, nu mai vine la Galada. Îl iau și pe Cristi, dai și tu cu mine Galada. Toți țigarii sunt în Galada. Olga, eu nu pot să plec nici. Dar de ce nu te duci tu în Anglia? E timp umed acolo, e numai ploaie, numai... Nu poate să ce-ți mai ia acolo. Ce bine apă ai tot, după ai uitat. Pune apă. Nu am voie să beau apă. Pe cât i-a trecut? Că nu vreau, tași din vreo. Ăia am fost și eu. A trecut două ore, trei. Nu, mai ia. Olga, tu ce faci? Faci două ore, ce faci tu acolo? Mi-e rău, scoate ouăle de sub iarnă, scoate ouăle de sub iarnă, scoate ouăle de sub iarnă. Nu mai stai, nu-i pare să luați. Lasă-mă că m-a supărat patroana. Ce ouă aia? Astea cloșca cu pui, da. Nu, Olga e supărată, să vă spun eu de ce e supărată. Ia, ia, ia. O ouă, dar nu mă jos. Mai nebunici, nu-i gileu. Jos. De asta jos, Cristi. Da, astea sunt două de pe un copil, căniță. Lasă-mă. Mule, vă muri atâta treabă, lăsați-mă că am muncit, am făcut mâncare. Duceți-vă și mâncați! Să mai se nască ca tine! Să mai se nască ca tine! Cine mai făcut ce faci tu? În două zile, curățenie. Bravo, bravo, mă, prieteni, pe unii. Cine mai făcut ce-am făcut ce-am? Curățenie în două zile, trebuie să doarmă trei zile acum. Bă, da, să o odinești acum. Am făcut în două zile. Am făcut în două zile cine a făcut ei patru luni, bă, prinjau toate murorile. De ce prinjau? Dar spune, de ce veniști tu? La patrona. Ai văzut că ne-a rămas singură, vrea să-i treacă casa pe numele ei, auzi. Că și tu ai făcut teabă. Dar n-am nimic. Dar din ce cauza a venit toată lumea să facă teabă? Din cauza mea a venit toată lumea să ne ajută și Marița și Mătușa. Și tu ai venit teabă. Păi eu aici am fost, eu lipsesc trei zile. Olga, eu trei zile sunt la târg, da? Ieri am fost la târg, sâmbătă la târg. Și eu de astăzi, eu sunt liberă până vine. Gata, gata, ne-ai dat seama. Eu sunt la patroana. Eu am făcut varză, am făcut ficăței, am făcut pilaf, am spălat vasele. Cum n-am făcut nimica? Tu ai făcut, am făcut curățenie. Făcut... Eu de ce nu mă văd? Bă, tu ai venit acum. Eu mă muncesc pe afară, picolo, 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 peste tot. Tu ai făcut tot afară. Eu deși în cameră aici curat, uite-te. Da. Hai, numai, mă duc la patron afară. Du-te acolo. Hai să mergem la patroana. Prieteni, ca aceștia oameni sunt supărați. Mai avem patroana aici. Olga e supărat, auzi că am muncit mult, auzi că a făcut curățenie. Ce apă, dacă a făcut trebuie să-i dau. Îi dau un medalion. E supărată. Deci. Și stă în pat, auzi că doare picioarele. Da. Hai spune aici la prieteni să încheiem vlogul. Prietene, și Leu a venit acasă, nu pleacă astăzi, vedem mâine. Și asta este, a dus o tuvaletă, că nu se luvea aia la noi care a luat-o prima dată, trebuie să-i punem un boiler, tuvaletă, la cameră, să terminăm aceeași cameră. Și sănătate multă, prieteni, și ne mai vedeți pe alte groburi. Pa, pa, sănătate prieteni. Mult.